Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Masă. Fruit bar, adică același bar de fructe, da. Tort, din nou moment artistic, 2 fotografii și vreo 50 de invitați. De data aceasta am dat 800 de lei și am pus alți 300 alături de mai multe cupluri pentru o mașină de spălat cu uscător încorporat. Deci am mai redus un pic, 800 în loc de 1400. Bine, nici n-a mai avut videograf, n-a avut două feluri de mâncare, da, n-a avut mai mulți soliști. Exact. Recent, continuă, Delia ne-a anunțat că în 2024, adică anul ăsta, în luna mai, face și cununia religioasă. Petrecerea se anunță a fi și mai extravagantă ca prima. Băi, și fata bună. Delia și soțul ei și-au făcut ținutele pe comandă la un atelier din Italia, unde au zburat special pentru a-și cumpăra Delia rochia mult visată. Tortul și candy barul vor fi asigurate de o cofetărie artizanală. Știți, de la Consiliul Județean sau ceva? Că... vor avea, fiți atenți, asta e prima dată când audați ceva, vor avea un pictor live care să-i picteze în timpul dansului mirilor. Presupun că... până să stea mult. Presupun că un pictor, adică nu pictor corporal, care... Nu, doar imortalizează care... momentul. Da. Adevărat că nu știu ce să le mai treacă pe-n cap, mă. Vor aduce o trupă de dans popular care să deschidă seara. Vor avea câteva dansuri de genul Mirele și Cavalerii de Onoare, Mireasa și Domnișoarele de Onoare și Miri și Nași, momente pentru care deja ei iau lecții de dans. Și fata se întreabă, cât dăm eu și soțul meu pentru această nuntă? Mi se pare absurd să dăm 1800 de lei, așa cum spun alți prieteni, având în vedere că până acum am dat deja 2500 de lei. 2200 lor și 300 la mașina de spălat. Păi da, mă, dar aia cu banii aia și-au luat costumele alea din Italia, niște șugite, adică au făcut, au investit, n-au... Dar și să dăm mai puțin când ei clar au niște cheltuieli. Mi se pare că ar fi ciudat. Nu știu ce să fac și cât să pun deoparte din bugetul nostru pentru această nuntă. Voi cât ați da? Întreabă fata pe Reddit. Și nu știu dacă e reală postarea sau nu, dar mi se pare absolutamente plauzibilă și cred că e... Există oameni care fac astfel de lucruri, adică tot fac petreceri și se așteaptă ca invitații să le financeze petrecerea respectivă. Și vă întreb ce părere aveți. Voi ce ați face în situația asta? Dacă ar trebui să vă duceți pentru a 3-a oară la practic aceeași nuntă, numai care este, se desfășoară în diverse petreceri. Eu am o conferință și nu pot să merg. Ai zice că nu, a? Cel mai probabil. Prietenă bună. Adică pentru băieți ar fi mai simplu. Zice, dă-te, mă, de aici. Dar la fete cum ar fi? Da, ține mesaje, 0728 3-1 3-2. N-ai ce face. E prieten, te duci. Da? Hai cu mesajele, vă așteptăm. Tu cât ai dat, mă, dacă ar fi? La lucrarea asta ce am auzit acolo? Da. Deci a 3-a oară cât ai dat? Ai dat toată 1800? O dat 800. 800 plus 300. Nu, a dat 1600 prima oară, 800 a doua oară. Așa? 2400, 2600 să închei mie, 1000 curată. Ai dat 2600? Păi n-auzi că s-au dus în Italia, vine pictorul. Deci dacă vrea cineva să-l invite pe Luca la nuntă... E un bun nuntaj. Mesajele voastre, foarte multe și în această dimineață, apropo de situația de mai devreme și cât mai dăm la o nuntă, dacă e aia a doua, a treia... Eu nici la prima nu știu dacă mă duceam. Okay. Hai să începem cu mesaj audio. Salut, băieți! M-aș duce a 3-a oară și aș cere o parte din bani înapoi. Păi ce face? Fac rată la nunta ei? Daniel din Pantelimoni. Bravo! Dar uite, pe de altă parte, Nina din Mangalia spune că dacă asta e nunta cea mare, trebuie să dai 2000 de lei, nu te faci de râs la celelalte rude. Și ce dacă ai fost și la petrecerile anterioare? Asta e nunta adevărată, aici nu trebuie să lipsești. Dar nu, să vezi ce pic o deplasare de serviciu în cafea. Se face cununia civilă în afara țării, nu mergem. Apare copilul, face botez la părinți, mergem. Face botez acasă la părinții lui, mergem. Evident cu cadoul de rigoare, în bani. La ceva timp, undeva după vreo 4 ani, face cununia religioasă. În țară mergem, am dat jumătate din cât se dă de obicei la închinat. De ce? De asta. De asta, simplu. Corect, frate. Da, la tot cap. Da. Nu s-a mai putut. Uite, avem tot felul de povești și din alte state. Da. De exemplu, ne-a scris Ana din Cehia. Bă, da, stai puțin, apropo. De ce să-i dai bani? Îi dai un obiect. Te uiți și tu în casă dacă ai ceva frumos. Ai văzut că a strâns pentru mașină de spălat, că aceasta se poartă acum, să strângi pentru țintă. Sigur ai o vază pe care poți să o speli bine, să o împachetezi. Nu poți să faci asta. Cum, mă, te duci la Cărturești? Nu poți să faci asta. Sau la Divertarul și fetele să-ți împacheteze vaza. Uite. Și are și o amintire. Banii, da. Apropo de asta, asta e mentalitate cehească. Că ne spune Ana. Zice, consider că figurile precum hainele din Italia, pictori și mai știu eu ce chestii fancy, trebuie să și le asume mirii. Nu e treaba invitaților să le acopere prin suma dăruită. Invitații trebuie să-și acopere mâncarea, băutura, muzica. Zice, de exemplu, în Cehia anunțile sunt foarte mici, iar invitații aduc cadouri. Iată. Și rar dau bani. Deci, așa. Sunt cu vaza. Da, cu vaza, tata. Și nu sunt figurile astea care sunt la noi. Fratele meu, de exemplu, se însoară a treia oară, însă de data asta mai reducem din buget. Deci, cred că, de fapt, tot mesajul ăsta a fost un preambul ca să-l avertizeze Ana din Cehia pe frate sau. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Mai puțin. Redus de data asta, da. Du-te, doamnă, du-te! Distracție plăcută și să vă așteptați că în 2024 face și nunta. O zi faină să aveți. Pa, pa! Pa, pa! Și uite, apropo de alte meleaguri, Mihai ne scrie din Cipru, unde la o nuntă se pun în plic 50 de euro de familie. Mirii cheamă în jur de 1500 de invitați și îi servesc cu bufet suedez și băuturi la doză. Unde e asta? În Cipru. Cipru. Așa a reușit să strângă câteva zeci de mii și până la bătrânețe au de bătut nunțile sâmbătă și duminica, mai nou și vinerea. Iar dacă locuiești într-un sat, ești pasibil să te cheme la nuntă chiar și cel care lucrează la benzinărie. Ce mișto. Păi da, mă, dar cu 50 de euro te scoți cumva. Da, și auzi că mergi pe urmă, ții petrecerile lanț, că practic ești invitat în continuu de 1500 de oameni. Îți faci un buget pentru bufet suedez, cumva. Da, nu ai pretenții, bei suc la doză, da. Poate și bere. În fine, dar ne-a scris, uite, un cetățean din orașul nostru, din București, George, care se pregătește de nuntă și ne spune și care e pe partea altă situația. Au luat o razna prețurile la nunți. Am fost în weekend la 8 vizionări de locații de nuntă. Cer minimum 90 de euro pe cel mai simplu meniu de mâncare. La băutură unii cer și câte 40 de euro, deci ai ajuns la 130 plecarea, mâncare plus băutură. Unii pun TVA-ul un preț, alții nu. Unii au și chirie câte 3-4 mii de euro pentru locație și cer 30-40% din bani înainte. Este dezastru. Toată lumea crede că te îmbogățești după nuntă. La mine e invers. Mă gândesc la cât să mă aștept eu să dea invitații ca să nu ies prea mult pe minus. Deci rezultă de minimum 200 de euro de cap. De invitat ar fi, nu? Așa ușor. Măcar. Aia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.